Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi ne cantonăm în subiectul energiei energetice, bineînțeles, și l-am ca invitat în studioul InfoHD pe domnul doctor, profesor doctor inginer Victor Vaida, președintele Societății Inginerilor Energeticieni din România. Bine ați revenit, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Probabil că cei care urmăresc emisiunea au sesizat că noi ne întâlnim lunar, da? Și cred că e important ceea ce ne comunicați, ne spuneți, pentru că, până la urmă, asta face parte și din istoria energeticii românești, dar și din ce, din prezent, din ce se întâmplă acum și cum vedeți dumneavoastră viitorul. Uneori aveți păreri diferite față de ceea ce se întâmplă, dar e important. Fiecare are dreptul nostru să avem și păreri. Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă în viața dumneavoastră de științifică? Acum, nu de mult, am fost la București la o conferință omagială, 100 de ani de la înființarea Consiliului Mondial al Energiei și, bineînțeles, și 100 de ani de la înființarea asociației noastre, care este parte componentă a acestui Consiliu Mondial al Energiei. Am fost invitat în calitate de fost președinte a acestui organism din România și, bineînțeles, că cei care au fost cândva conducători la acest organism și actualii au avut, să zic așa, posibilitatea să-și pună gândurile în legătură cu Consiliul Mondial al Energiei, cu Comitetul Român al Consiliului Mondial al Energiei și cu Energetica Românească. Cu această ocazie am vorbit și despre situația actuală a energeticii românești, aș putea să spun o situație de criză a energeticii românești și a fost o întâlnire frumoasă. Ne-am întâlnit mulți energeticieni și mai tineri și mai în vârstă, mai mult cei mai în vârstă și a fost o situație, un moment deosebit. Da, sigur că pe lângă emoțiile întâlnirii cu porși colegi, bănuiesc că a fost și ordine de zi, nu? Acolo. Da, ordinea de zi a fost că a fost invitat, la primul punct a fost invitat ministrul energiei, care a spus câteva lucruri ministrul energiei și a fost prezent, care a spus câteva lucruri în legătură cu energetica actuală și viitorul energeticii românești. Asta a fost primul punct. În partea a doua a fost invitați foștii președinți acestui organism să ia cuvântul, să spună gândurile în legătură cu energetica românească și cu Consiliul Mondial al Energiei, iar în partea a treia, de asemenea, a fost o consfătuire pe teme energetice, unde au luat cuvântul mai mulți colegi de-ai noștri în legătură cu problemele actuale și de viitor ale energeticii românești. A fost, într-adevăr, un moment cu totul deosebit, plăcut, din mai multe puncte de vedere. Bun, trecând peste, să zic eu, caracterul festiv al evenimentului, ce ministru s-a adresat, știu eu așa, protocolar sau a intrat în anumite subiecte mai delicate? Domnul ministru, cum era și firesc, s-a adresat în primul rând protocolar din punct de vedere pentru evenimentul respectiv, pentru că era într-adevăr un moment cu totul deosebit și într-adevăr a spus și câteva păreri ale dânsului în legătură cu energetica românească, cu perspectiva energeticii românești. Din păcate însă dânsul a stat la început, zic așa, cam o jumătate de oră, după care a plecat. Ca atare, n-am avut posibilitatea, să zic așa, foștii președinți a acestui organism național, să discutăm sau să ne spunem gânduri și în fața actualului președinte al energiei. Poate era interesant să discutăm împreună câteva aspecte care, într-adevăr, sunt foarte importante, atât la nivel național, cât și la nivel european. Da. Bun, oricum e un pas, totuși, că a fost prezent și că, din câte mi-ați mai spus, ați, din cărțile, cel puțin, pe care le-ați scris dumneavoastră, dar și colegii dumneavoastră, pe care le prezentați și la Ministerul Energiei și în Parlament și așa, nu prea ați primit semne. Adică asta chiar mi se pare un fapt. Și la această consfătuire, ca și în multe alte împrejurări, chiar și cu ocazia consfătuirii naționale criza energetică din România, mi-am exprimat părerea că între
lumea științifică, lumea energetică, aia României și clasa politică este o ruptură și că această ruptură trebuie să se reducă dacă nu suntem prea pretențioși să dispară. Pentru că atunci când ascultăm responsabilii politici, să zic așa, cu energetica românească, constatăm că sunt foarte multe lucruri care ar trebui să le afle din zona, să zicem așa, lumii științifice a energeticii românești, pentru că în România sunt mai multe societăți științifice care au preocupări în domeniul energetic și dezbat probleme importante ale energeticii românești. Una dintre aceste societăți este cea care de 30 de ani o conduc, este în București, se numește Societatea Inginerilor Energetici și România, dar încă sunt altele. Noi ne-am întâlnit într-o consfătuire la un moment dat și am dezbătut problemele energetice, problemele crizei energetice. Și în perspectivă dorim ca tot așa să facem o conferință națională energetică în care să dezbatem problemele politice energetice a României. De ce? Pentru că politica noastră energetică și strategia noastră energetică, să zic așa, nu corespunde nevoilor românești, nevoilor economiei românești a populației și că este bine să fie îmbunătățită sau să zic așa, să fie îmbunătățită politică, o nouă strategie, și pentru că nici la nivelul Uniunii Europene politica energetică nu este, să zic, suficient de corectă, pentru că și acolo se iau anumite măsuri care nu sunt cele care sunt necesare în momentul acesta. O parte interesantă este că acest comitet Consiliul Mondial al Energiei se numește Consiliul Mondial al Energiei, așa. Iar în România este un comitet român al Consiliului Mondial al Energiei. La Uniunea Europeană, acolo la Parlamentul European, există, să zic așa, conexiune cu acest Consiliu Mondial. Sigur, Consiliul Mondial al Energiei este un organism mondial la care participă foarte multe țări, nu toate țările, dar oricum foarte, foarte multe țări. Din punct de vedere științific este un organism foarte important și punctele de vedere și care se stabilesc la Consiliul Mondial al Energiei, sigur, în măsura posibilităților, se au în vedere pe tot globul. Uniunea Europeană, automat, prin țările care sunt membre, că nu este membră Uniunea Europeană la Consiliul Mondial, fiecare țară este membru, prin țările membre, de asemenea, au posibilitatea să participe la decizii, la pregătirea deciziilor Consiliului Mondial al Energiei și chiar la luarea lor. De fapt, nu sunt niște decizii obligatorii, sunt niște lucrări științifice care au în vedere anumite probleme deosebite ale energeticii mondiale, actuale și viitoare și care, de care, sigur, este recomandă să țină sunt guvernele sau chiar un grup de guverne, cum este Uniunea Europeană, în așa fel ca să pregătim energetica națională, europeană și mondială, să zic așa, pentru viitor. Este foarte, foarte important. Pentru că a toate deciziile care se iau în perspectivă cu energetica, indiferent la ce nivel este, trebuie să fie luate cu prudență și să țină cont de condițiile reale privind resursele energetice, privind nevoile economiilor statelor membre, pentru că există foarte mare diferență între anumite grupări de state de pe glob. Uniunea Europeană este una din grupări, dar să știți că foarte mari consumatori de resurse energetice, mult mai mari, sunt alte state, cum Statele Unite, China, India și altele care consumă foarte multă energie și mai mult decât atâta, din punct de vedere are mediului, sunt mai prudente. Nu, sigur, iau și dânsi decizii, dar nu decizii prin care, cum am luat noi, să oprim anumite instalații care sunt în funcțiune cu anumite resurse energetice, cum este cărbunele, în perspectiva că vom face cândva altceva care să producă altă energie mai curată, cu resurse mai curate. Sigur, deci este un organism mondial de părerea căreia trebuie să ținem cont, pentru că sunt oameni de mare specialitate la nivel global care se ocupă și care acest organism nu are, ni se zic așa, nicio tentă politică. Deci este un organism științific. Specialiști, da, de specialiști. Da, doar de specialiști. Părerea dumneavoastră a
energeticienilor din România și a organizației pe care o conduceți este, să zic eu, apropiată de ce gândește sau ce se gândește în acest Consiliu Mondial? Cum vă integrați în filozofie, în politica pusă la cale de Consiliul Mondial? Deci, în ce ne privește pe noi, evident că luăm în considerare absolut tot ce se stabilește la Consiliul Mondial a Energiei, pentru că sunt lucruri științifice, luăm în considerare și în măsura în care intre în competența noastră și în posibilitățile noastre, participăm la punerea acestora în practică. Însă, în același timp, trebuie, indiferent de unde vin anumite lucruri, trebuie să avem și o atitudine critică atunci când este cazul sau să putem să fim de alte părere. Nu că nu suntem de acord cu ceea ce se stabilește acolo, ci trebuie să ține cont de condițiile concrete ale țării noastre sau zonei noastre și dacă într-adevăr se poate aplica totul așa cum se stabilește, că de multe ori trebuie să fie făcute și corecturile necesare. Și trăim acum zilele în care trebuie să fim foarte atenți în ce privește politica energetică, în așa fel încât să nu afecteze măsurile care se iau economiile țărilor membre, economiile Uniunii Europene și altor țări de pe glob, să nu afecteze sub tendința de a rezolva rapid problemele de mediu, care sigur sunt vitale și trebuie rezolvate, dar trebuie să fim foarte atenți în așa fel totul să le facem eșalonat și pe măsura posibilităților reale. Da, asta cu, vreau să vă întreb și de povestea cu mediul, cu energia verde, dar înainte de asta bănuiesc că, sau presupun că acest Consiliu Mondial este consultativ, nu... Sigur, este consultativ de dânsi și nu stabilesc decizii care trebuie să fie obligatoriu respectate. Nu stabilesc. Sigur că membrii sunt decizii care se iau acolo de către responsabili, reprezentanții țărilor membre și din moment ce sunt de acord un număr foarte de mare de țări, sigur, ele trebuie în primul rând respectate. Da. Pe urmă, de la caz la caz, fiecare țară vede dacă are toate condițiile încât să se aplice, că de fiecare dată trebuie făcut așa. Un for științific poate să stabilească niște lucruri corecte care trebuie făcute, dar când e vorba de aplicare trebuie văzut într-adevăr dacă sunt toate condițiile îndeplinite ca să aplice aceste măsuri tehnice sau științifice. Aceasta este problema. De aceea, indiferent că este vorba de România sau de Uniunea Europeană sau în general, trebuie să fie o legătură strânsă, cât se poate de strânsă între lumea științifică și lumea politică. Lumea care gândește anumite măsuri din punct de vedere științific și lumea politică care ia deciziile care sunt cu atât mai bune, dar cu cât respectă anumite lucruri științifice stabilite de cei care se pricep și cei care aceste consilii și aceste care se pricep să stabilească din punct de vedere tehnic aceste măsuri. Deci este, și vă spuneam, repet, că am spus-o și nu de mult, există din păcate în România o ruptură între lumea politică și lumea științifică, ceea ce nu este deloc în regulă. Peste tot spun acest lucru și sper ca în viitor să se corecteze acest inconvenient. De aceea, de multe ori, se iau și decizii politice care nu sunt suficient de fundamentate din punct de vedere științific sau nu sunt suficient de fundamentate din punct de vedere economic și tehnic și atunci nu întotdeauna sunt cele bune, ba de multe ori sunt chiar împotriva intereselor, hai să zic, poate chiar naționale. Bun, e clar că există în momentul ăsta un conflict de interese, ghilimele, da, între grupul. Încerc să creez așa o întrebare ca să fie cât mai clară și cât mai simplă, între grupul care luptă pentru energia verde și pentru energia, să zic eu, realizată cu combustibil fosil și, mă rog, se pare că, cel puțin în anumite momente, cei cu energia verde în ultima perioadă au mai mare influență și mai mare putere de convingere. Plecăm de la ideea că energia verde, așa se discută de energia verde, este sigur corectă și că este necesară. Totul este, adică energie verde există. Toate țările și noi producem și energie verde, știm acest lucru. Din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult, ceea ce este corect. Da. Problema este, tendința este ca să avem cât se poate de repede în totalitate energie verde. La nivel de țară, la nivel european, la nivel mondial.
Trebuie însă să vă spun că deja sunt lucrurile într-un fel stabilite. Sunt țări care declară că pot să facă treaba aceasta repede, cum este și România. Sunt țări cu rețineri care spun, da, domnule, o să facem treaba asta, dar până în 2050. Și țări care până în 2050, la nivel mondial, spun, da, domnule, o să facem o anumită parte din energia verde o să facem până în anul 2050. Pentru că lucrurile diferă foarte mult. De exemplu, nu poți să ceri Poloniei ca peste noapte să oprească cărbunele când el produce energie electrică 70%, poate chiar mai bine, din energie o produce pe cărbune. Asta vreau să zic, că există chiar în cadrul Uniunii Europene diferite opinii. De aceea și Uniunea Europeană a dat voie în continuare Poloniei și Germaniei și după 2030 să meargă mai departe cu centrale pe cărbune. Nu poți să ceri Franței să oprească central, să nu mai producă nuclear, cum există tendința să spună că, de fapt, energia produsă în centrale nucleare nu ar fi verde și nu poți să ceri Franței să nu mai producă din moment ce ei iau peste 70% energia produsă în centrale nucleare. Discutăm deci diferențele sunt enorme. Nucleară, că tocmai ministrul nostru al energiei a fost în Dubai, unde s-au întâlnit mai mult reprezentanți al mai multor țări și chiar a avut, domnul Burduș a avut o discuție destul de amicală sau, mă rog, specializată cu domnul Macron pe tema energiei nucleare. Se pare că e tentantă povestea, dar ajungem și acolo. Da. Haideți că v-aș propune acum să vedem o știre chiar de ultimă oră pe care aș vrea să o comentăm și o știre care vine exact în susținerea ceea ce ați spus până acum. Materialul, vă rog mult. Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat că până în 2032 va fi arsă huilă la termocentrala Paroșeni și aceasta nu va fi închisă până atunci. Liberalul a menționat că trebuie găsite variante pentru ca aceasta să-și continue activitatea și după 2032. Termocentrala Paroșeni e una dintre cele mai moderne termocentrale din România, reabilitată cu sau modernizată cu fonduri japoneze. Acolo se arde huilă. Huila vine din Valea Jiului, din patru mine. Aceste patru mine în momentul ăsta nu au capacitatea cu oamenii care sunt acolo. Deci mine, ei scot huilă pentru a opera, pentru a alimenta centrala Paroșeni două zile pe săptămână. Și de câte ori o repornesc, vă dați seama, sunt niște costuri, pentru că se folosește foarte mult gaz în procesul ăsta de repornire a termocentralei. Și explorăm un posibil parteneriat cu o companie americană, dar nu numai, e și o companie românească, e domnul Iulian Hornes, de exemplu, și o întâlnire săptămâna viitoare cu acest inventator român. Sunt și alții care produc biomasă și biomasa asta se poate arde în condiții de mediu mult mai prietenoase. El a explicat că după 2031 trebuie găsite alternative pentru termocentrala de la Paroșeni. După 2032, presupunem că nu o să putem renegocia acel termen. Ce facem cu Valea Jiului? Și am stabilit niște discuții. E vorba de această biomasă care se poate arde la Paroșeni, pentru că cealaltă variantă e să închidem din 2032 o termocentrală modernă, nu mai ardem nimic, că nu mai avem huilă sau nu mai putem extrage. Am făcut un parteneriat cu o firmă în Australia care are un sistem de greutăți, ele se coboară în puțurile de mină și practic prin coborârea aceasta, prin efectul gravitațional, se produce energie. Se cheamă Green Gravity, această companie, și noi avem puțuri de mare adâncime, de la 300 de metri la 900 de metri. Da. Deci e un lucru care trebuie explorat. Ministrul a precizat că a discutat și cu Hidroelectrica pentru a realiza parcuri solare în Valea Jiului. Burduja susține că a discutat cu Hidroelectrica să vină la noul complex energetic Valea Jiului și să creeze parcuri solare pe cele 11 hectare disponibile. Băi, vii să comentați. De comentat, din punctul meu de vedere, eu am de comentat. 1. Acum discutăm de Valea Jiului și de centrala Paroșeni. Sigur, centrala Paroșeni, într-adevăr, este modernizată. Ultima modernizare s-a făcut cu niște fonduri europene, dar nu în totalitate. Asta e prima chestie. Cu japoneze și nu în totalitate. Asta e unul la mână. 2. Cine a stabilit 2032? Cine a stabilit? Că nimeni nu spune. Până în 2030, domnul ministru. Domnul ministru singur nu poate să stabilească lucrul acesta. Era reieșat că ăsta e un fel de program, cred că venit de la Uniunea Europeană. Bun. Cam așa am înțeles eu, acum nu știu dacă am înțeles bine. S-a stabilit un termen 2032. Ultima înțelegere cu Bruxelles. Să presupunem că este și de la Uniunea Europeană împreună cu Guvernul României. În același timp, însă, până în 2030, știți, s-a mai discutat, se opresc toate centralele din Oltenia.
pentru că acolo, într-adevăr, sunt multe grupuri energetice modernizate, cu foarte mulți bani, numai pentru desulfurări s-au investit la toate acestea peste 2 miliarde de euro, care s-a stabilit de asemenea peste noapte oprirea lor. Eu am scris și sunt în continuare și am spus și spun în continuare, oprirea producției pe cărbune 2030-2032 este o mare greșeală. Aceste opriri trebuie făcute atunci când în locul acestor capacități, acestei producții de energie electrică, sunt puse în funcțiune altele. De exemplu, pun în funcțiune un grup nuclear, care vorbim de 15-20 de ani despre ele, opresc o parte din grupurile energetice. Nu în felul acesta stabilim niște termene. Pe ce considerente se stabilesc termene? Pentru că eu cred că pentru siguranța sistemului energetic este nevoie în continuare de un mix energetic echilibrat. Adică trebuie să fie energie produsă din toate resursele, bineînțeles cu proporțiile care sunt necesare la un moment dat, nu oprire peste noapte. În Oltenia se vorbește că se vor face ceva centrale pe gaz și de asemenea eoliene. Să se facă și pe urmă să se oprească. Nu se oprește și pe urmă să va face. În Valea Jiului. Se va opri că se va face. Nu, domnule, trebuie făcut și pe urmă oprit. Acest lucru trebuie să învețe toți conducătorii din energie, pentru energie electrică. Da, toți. Nu, un pic, să nu uitați ideea. În Valea Jiului, nu numai în energie s-a întâmplat chestia asta, că închidem și după aia vedem ce punem în loc. Că exact. În unele locuri nici nu s-a mai pus în loc nimic. Exact. Da. Și mai e o chestiune. Trebuie să înțelegem că minele care mai sunt în funcțiune nu sunt capabile să asigure decât cărbune pentru două zile unei săptămâni. Da? Ceea ce este, bineînțeles, o greșeală. Tot așa, am oprit la mine de cărbune, până am lăsat... Și acum ne plângem că nu mai avem. Așa, până am lăsat Paroșeniu fără, bineînțeles, fără cărbune, dar l-am lăsat la momentul respectiv și Mintia. Deci iată cum se iau anumite măsuri de politice, aș putea să spun, fără să fie o consultare corectă și cu lumea științifică, cu lumea energetică, care înțelege și care știe. Pentru că lumea politică poate lua decizii, dar dacă nu se bazează aceste decizii pe niște situații, pe niște argumente reale, tehnice, evident că situația este proastă. Și de aceea, datorită acestor măsuri care se iau mereu, nu știu în ce împrejurări, bineînțeles că am ajuns într-o criză reală, profundă, energetică. Și acest lucru l-am discutat nu mai este proiectare, nu mai este execuție, nu mai este industrie constructoare de mașini, tot datorită unor măsuri, bineînțeles și a unei politici energetice greșite, care nu este doar de actualitate, este politică energetică greșită care am dus-o în 30 de ani, trebuie să spunem realitatea. Deci responsabil de această situație, de criza asta energetică și de toată politica asta energetică greșită sunt foarte mulți. Asta zi în cont de ce posibilități are România, nu? Sigur, asta e ideea. Sigur. Că unele țări poate n-au, dar România chiar... Și pe urmă e un lucru foarte clar. Noi avem resurse energetice suficiente ca să avem independență energetică. Indiferent ce se întâmplă în Ucraina sau se întâmplă... Noi putem să ne... Dar acest lucru se poate face doar pe baza unor măsuri stabilite foarte clar, pe baza unei strategii energetice coerente. Ce înseamnă asta? Fac asta... În interesul energiei verde și așa mai departe, opresc asta. În tot timpul însă trebuie să avem capacități de producție și sistemul energetic echilibrat și care să producă energie, cât mai multe verde sunt de acord, dar să producă energie în primul rând ca să am energie în țară, să ne ferim de o criză energetică, de o avare energetică și așa mai departe, care bineînțeles că afectează serios economia și populația. Dar și vedem că toată criza asta energetică a dus la prețuri foarte mari de energie electrică, care nu trebuia să se aplice și să existe în România. Păi, apropo de producere de energie verde, românii cu fotovoltaice produc curent cât două reactoare de la Cernavodă în momentul ăsta. Autoritățile sunt în panică. De ce? Până în acest moment, Ministerul Energiei a asigurat prin intermediul Fondului pentru Modernizare, finanțarea 17 proiecte care contribuie substanțial la extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru care valoarea totală a ajutorului de stat se ridică la 870 de milioane de lei, echivalent 170.
Deci ce îmi spuneți? Adică deci, acum ne trezim că... Este un exemplu, exact ce da. Spuneam. Deci exact. Am făcut mai multe centrale eoliene și soare și așa mai departe. Foarte bine. În același timp trebuia să știm că ne trebuie rețele, întărirea rețelelor de distribuție, că această energie electrică să o distribuie în toată țara. Nu! Am făcut foarte multe centrale eoliene, da? Am dat așa, iar acum venim și spunem nu mai suntem de acord pentru că nu mai putem să o transportăm. Dar de ce nu mai putem să o transportăm? Pentru că și în domeniul acesta al rețelelor electrice, al distribuției energiei electrice, am vândut o parte din rețelele țării, care bineînțeles, și cei care au fost noi proprietari și noi bine, nu au făcut investițiile suficiente, dar nici noi, la nivelul statului, nu am luat măsurile necesare. Acesta este un exemplu că prima dată tai și pe urmă număr. Da, ci că asta e realitatea. Pentru a scăpa de coșmarul facturilor la energie și a face și ceva bani, firesc, da? Da? Mulți români și-au pus panouri fotovoltaice, unii cu puteri peste necesarul lor și au devenit prosumatori. După deblocarea programului Casa Verde, numărul prosumatorilor din România este estimat că va atinge pragul psihologic de 100.000 și o putere instalată de până la 1.500 de MW până la finalul anului 2023, adică peste o lună. Da, este însă, trebuie să facem o observație. În ce privește eolienele, puterea instalată 1500 MW înseamnă de fapt cam 20%, 25% producție efectivă medie anuală. Din acei 1500. Din 1500. Ce l-ați mai explicat da. Într-o emisiune, da. Da, da. Știți cum este? Bate vântul, nu bate vântul. Corect, noi luăm o medie anuală, nu? Da. Deci puterea instalată poate să fie cât cea de la Cernavodă, dar producția doar 20% din cea de la Cernavodă. Da, interesant că specialiștii, și asta mă... Și la celălalt ministru, nici nu-i spun numele, deci înțelegeți ce vreau să zic. Știu, așa, domnule, nu explică omului de rând că, până la urmă, el e în slujba noastră, nu? A oamenilor, da? Bă, frate, exact cum ați spus dumneavoastră, deci povestea asta, da, produce atâta, dar când, cum? Da, nu, deci nu putem deci, să... Deci eu nu am nicio reținere față de un ministru personal, unul sau altul, dar am o... Înțelegerea mea, ca să conduci sistemul energetic, eu am făcut-o asta o perioadă, trebuie să fii de specialitate, trebuie să ai experiență, trebuie să înțelegi sistemul energetic. Altfel, deciziile care se iau pot să fie de multe ori eronate sau chiar greșite. Asta e tot. Da. Simplu. Zice Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE. Avem 97.000 de prosumatori acum, cu o capacitate instalată de 1.225 de MW. Am început anul cu 44.000 de prosumatori și aveau o capacitate de 478 de MW. Ne așteptam ca până la finalul anului, asta ca să întăresc, să ajungem la în jur de 1.500. Exact. Păi și de ce nu spune că, bă, frate, 1.500, da. Ei nu sunt 1.500 în permanență, nu putem conta pe o continuitate de putere exact, instalată. Da, exact. Băi, acest lucru vă spun, când și noi dacă vorbim aici și eu când spun anumite lucruri, trebuie să mă verific în așa fel încât să spun lucruri adevărate, lucruri reale și bazate pe baze științifice. Dacă foarte multe lume vorbește, dar fără să fundamenteze de ceea ce vorbește, sigur că este populația dezinformată. Ai 1.500 instalat, dar nu înseamnă că produci 1.500, produci 200, 300, 400 medie anuală. Deci asta contribuie efectiv la energia electrică produsă la nivelul unui an. Aceasta, nu 1.500. Așa, dar s-ar putea ca unii care zic să nu înțeleagă chestia asta. Păi, exact, despre asta e vorba. Că, și aia spuneam că și înainte de acest ministru, da. Era unul care vorbea când Dodi, dar nu spunea până la capăt, da. Adică lăsa lucrurile undeva ca să fie bine, cam asta e, da. Să fie bine. Da, da, da. Da. Bun, așa cum ați spus la un moment dat despre energia nucleară, pe care se bazează Franța, da? În momentul ăsta 70%, ați spus? Da, am fost în Franța, am mai multe centrale foarte, foarte mari. Într-adevăr, tehnologia este alta decât cea de care avem noi,
și una și alta sunt la fel de bune, produc peste 70% din energia țării în centrale nucleare, pentru că ei nu au alte resurse în cantitate mare și atunci au dezvoltat energetica nucleară. Și țin la această energetică nucleară, că fără ea nu poate funcționa Franța, nu poate funcționa economia, pentru că importurile nu pot fi decât parțial din necesarul unei țări. Da. Și atunci, mai mult decât atât, să știți că la un moment dat Uniunea Europeană a intenționat sau poate încă intenționează ca energia nucleară să nu o considere energie verde. Înțelegeți? Ceea ce ar crea mari dificultăți la producătorii de energie electrică din centrale nucleare. Și de aceea Academia Tehnică din Franța, de la Paris, a făcut un protest în sensul ăsta, iar eu, în baza acestui protest și pe baza altor informații, am făcut un material, am făcut un referat care l-am prezentat la sesiunea anuală a Academiei de Științe Tehnice care a avut-o la Brașov nu demult. În plenul conferinței am prezentat un material legat de aceste lucruri. Problema de fond care este? Este o diferență foarte mare între țările Uniunii Europene, din punct de vedere resurselor, din punct de vedere capacităților de producție și este foarte mare. Ca atare, trebuie fiecare țară să aibă posibilitatea și Uniunea Europeană nu prea dorește acest lucru, să-și facă singuri politica și strategie energetică în așa fel încât să-și poate produce energia pe bază de resurse proprii și, dacă se poate, pe urmă să aibă și un preț cât mai bun. Deși acum e preț unic european, asta e o altă chestiune care nu prea este în regulă, dar am mai discutat chestiunea aceasta. Deci, iată, sunt foarte multe probleme energetice. Și dacă energetica aceasta, care are foarte multe probleme, în ce privește politica Uniunii Europene, e o chestiune simplă. Ce politică a dus Uniunea Europeană dacă în momentul în care a venit războiul din Ucraina și gazul din Rusia s-a redus foarte mult complet și s-a intrat în criză energetică? De ce? De ce Uniunea Europeană trebuia să aibă soluții paralele? Să știe, domnule, în momentul când am gaz mai puțin sau lipsă gaz din Rusia, că se știa acest lucru, că poate se poate întâmpla, care e soluția alternativă? Păi soluția alternativă n-a prea existat din moment ce am intrat în criză. Și da, acest lucru mă bazez eu în primul rând când spun politica Uniunii Europene trebuie revăzută, iar noi trebuie să avem o politică energetică națională, în interes național, în cadrul politicii europene. Este normal să fie așa. De aceea trebuie mai multă conlucrare între Uniunea Europeană și țările membre din punct de vedere energetic. Iar și atât la nivel european cât și la nivel național, politica energetică trebuie să se bazeze și pe partea științifică, partea tehnică a acestor probleme. Partea tehnică, chiar partea economică și financiară. Exact. Chiar vă pun o întrebare care, să zic eu, o poate explica un om de știință. De ce ei nu consideră energia nucleară energie verde? Sau de ce au tendința asta? Nu, deci acestea sunt niște nuanțe, încă nu este stabilit și bineînțeles că Franța a reacționat imediat. Dom'le, că energetica nucleară se produce pe baza, știu eu, uraniului și uraniu în diferite soluții tehnice, fie cu uraniu natural sau cu uraniu îmbunătățit, dar bineînțeles că în urma acestor centrale cu uraniu, acestor centrale nucleare rezultă niște reziduri radioactive. Rezultă niște reziduri radioactive și fiecare țară are depozitele speciale pregătite în acest sens ca să pună la adăpost aceste reziduri nucleare. Deci nu este, într-adevăr, nu putem vorbi că bate vântul și energie curată. Nu, rezultă de niște reziduri. Și sigur că ideal ar fi să nu fie aceste reziduri. Nu, ideal. Este tendința asta, numai că deocamdată nu poți face treaba asta, mai ales că foarte multe țări la nivelul Uniunii Europene sau mondial produc foarte multă energie în energetica nucleară, în centralele nucleare. Da, ministrul Sebastian Bourdouge s-a întâlnit cu președintele Franței Emmanuel Macron la summitul COP28 din Dubai. El a explicat că Macron a explicat că în Franța și România au multe subiecte în comun. A nostru ministru a explicat că Franța și România au multe subiecte în comun, începând cu programul nuclear civil. Ministrul a mai adăugat că sâmbătă trecută
împreună cu alte peste 20 de țări, România a aderat la declarația comună privind triplarea energiei nucleare până în anul 2050. Ați văzut? Da. Ați văzut? Deci în Uniunea Europeană s-a discutat marginalizarea energeticii nucleare, iar unde, la Dubai, la nivel mondial, s-a discutat să tripleze producția de energie nucleară. Știți de ce acest lucru? Pentru că pe glob nu mai sunt așa multe resurse energetice și trebuie produs cu cele care sunt. Da. Și sigur, decizia asta, cum să spun, dă mai multe posibilități energetice nucleare în continuare de dezvoltare și de funcționare și, într-un fel, este, să zic așa, împotriva părerii Uniunii Europene că se marginalizează energetica nucleară. Noi suntem pentru energetică nucleară, dar, din păcate, de 20 de ani n-am mai pus în funcțiune nimic. Doar spunem că facem programe și așa mai departe. Eu am spus mereu și nu vorbesc decât, să zic așa, într-un ton corect. Eu sunt de acord cu clasa politică, cu miniștrii energiei care vin și spun că o să facă, o să facă, o să facă. Realitatea este că nu se face. Înțelegeți? Noi ne trebuie grup nuclear, ne trebuie grupuri hidroenergetice mari cu Metalnița Lăpuștești, care, bineînțeles, atunci creează capacități noi de producție, și zicem energie verde, hai să zicem, și atunci sigur că pot să opresc centrale pe cărbune, nu invers. Deci, din păcate, lumea politică ia niște decizii. Mi-e greu să spun de ce le ia. De ce le ia? Factorii de perturbatori pot fi mulți, de ce să iau anumite decizii, poate chiar greșite, de ce să iau? Nu știu de ce, nici nu vreau să mă pronunț, da, deși chiar dacă bănuiesc. Un lucru, eu discut ca un energetician de 55 de ani, dacă depun și facultatea, am 60 de ani de energetică și am condus energetica românească. Eu cred că trebuie să fim prudenți. Nu? Trebuie să fim serioși în ce privește problemele energetice, pentru că energia electrică și energetica în general afectează direct economia și nivelul de trai. Și populația, până la urmă, e vorba de viața noastră. Nivelul de trai al populației, ce să discutăm? Deci noi trebuie să fim foarte, foarte prudenți. Și mai spun un lucru care a spus de fiecare dată. Dom'le, până la urmă, suntem Uniunea Europeană, suntem în organisme internaționale și eu fac parte și am și condus și la Bruxelles un organism științific pe domeniul energetic. Suntem perfect, trebuie să colaborăm, numai că, până la urmă, trebuie să știm un lucru, că interesul național trebuie să existe și trebuie să fie prioritar. Da, mai avem 8 minute și avem un subiect destul de, să zic eu așa, vast, pe care l-aș propune, dar nu-l propun, îl propun data viitoare, referitor la gazele din Marea Neagră. Acum v-aș întreba, am înțeles că lucrați la o carte, da? Care este o solicitare a Academiei Române. Da. Recent am depus la Marea Editură AGIR, Asociația Generală a Inginerilor din România, o carte despre energetică la Academia de Științe Tehnice și care va apărea în câteva luni. La Academia Română lucrez la o carte care este istoria energeticii românești. Asta la solicitarea celor de la Academie. Academia Română, fost, secția tehnică a Academiei Române, m-a solicitat, că am scop de probleme energetice, m-au solicitat să scriu această carte. Eu am mai scris o carte care s-a numit Centenarul Energeticii Românești, care este, pot să spun, parte din viitoarea carte, dar nu pot să spun că aceea este o istorie completă a energeticii. Și m-a rugat să completez acea carte, să vin cu contribuții suplimentare și să încerc să fie o adevărată și completă istorie energeticii românești. Mă onorează această propunere a Academiei, lucrez la acest lucru și să dea Dumnezeu să reușesc să o fac, de făcut o să o fac, să fie cât mai bine făcută, pentru că va fi prima carte la nivelul Academiei Române, o istorie energeticii române. La nivelul altor organism, v-am spus că a mai fost. Deci cea dinainte care s-a numit Centenarul Energeticii Românești este o carte cu sigla Academiei Române, deci sub egidul Academiei Române. Dar recunosc și eu că este o istorie, dar nu completă, trebuie completată. Și lucrez la această carte, este, cum să spun, mă onorează, sper să o termin cât mai repede. Va fi, pe lângă latura științifică, așa ca idee generală, ar fi interesant cum a evoluat energia românească, da? Electrică din România. Deci aceste istorii... A evoluat sau a involuat? Deci această istorie energeticii pleacă din 1882 până la zi.
Deci, în principiu, ar trebui să evolueze treaba. Deci sigur că etapele au... Putem spune că a evoluat energetica până în 1990. Din păcate, am putea spune că nu este în regulă că în perioada 90-2023 energetica românească nu a mai evoluat. Cu toată dezvoltarea științifică, cu tot ce se întâmplă în toate... V-am explicat că există ruptură, nu există. Exact, da. Nu a evoluat, drept dovadă, și eu zic să avem, am și o reținere în sensul ăsta că trebuie să îndreptăm lucrurile. Cum să evolueze dacă noi de 15 ani tot vorbim de două grupuri la nucleară și nu le punem în funcțiune? Tot vorbim de Tarnița Lăpuștești, toate care produc energie verde, nu o facem. Și multe alte lucruri. S-au întâmplat lucruri care au slăbit energetica românească. Pot să vă mai spun într-o mică paranteză, care am mai discutat înainte, cum să evolueze din moment ce noi în 1990... avem proiectare energetică la nivel de 10.000 de angajați, la 4 institute. Astăzi mai avem 200-300. Cum se evoluează dacă din loc de 80.000 de angajați la trusturile noastre de construcții în domeniul energiei, 4 trusturi mari, astăzi mai avem la nivel de 2-3.000, unul a dat faliment. Nu mai avem capacități de execuție. Cum se evoluează dacă din... mulțimea de întreprinderi care au făcut echipamente energetice, cum sunt Vulcan București, IMGB, Electroputere Craiova, Reșița, astăzi nu mai este aproape nimic, deci nu mai producem. Care este rezultatul? Am intrat în criză energetică profundă. Rezultatul este că tot ce facem și dacă facem, ne va costa mult mai mult. Nu contează de unde sunt banii, pentru că, după părerea mea, ce facem noi în condițiile actuale va costa de 5 ori, cel puțin de 5 ori mai mult ca atunci când făceam noi cu posibilitățile noastre și cu oamenii noștri. Ca să nu mai vorbesc că poate o parte din acei 6 milioane lucrau aici, nu erau pe la alții. Ce să mai discutăm? Da. Când eram președinte RNR, Rănelu avea 120.000 de angajați. Da? Trusturile de construcții erau puternice, proiectarea puternică, întreprinderea... Bun, trebuie să specificăm că erau multe întreprinderi falimentare, asta e clar. Nu era... Nu în domeniul energiei. Nu, bine. Mă refer la industria românească. Problema este în felul următor. Adică să nu generalizăm. Nu, eu vorbesc de energie. Da. În ce privește, de exemplu, hai să zicem Reșița. 80% din grupurile energetice, hidroenergetice, au fost făcute la Reșița. Această întreprindere a funcționat de pe vremea Imperiului Austro-Ungar până după 90, când s-a închis. De ce? Da? Și multe alte. Deci, realitatea este următoarea. Este timpul să ne dăm seama și să constatăm adevărul și să încercăm să revenim cu ce se poate reveni. Nu putem să stăm doar cu mâna întinsă să facă numai alții pentru noi. În primul rând, noi nu avem fonduri suficiente ca să plătim aceste cheltuieli și, doi, ce primim de la Uniunea Europeană, trebuie să spunem realitatea. Este insuficient ca să revenim într-o schemă sigură, cu siguranță maximă, așa cum trebuie să fie la sistemul energetic. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Bun, dar poate că nici nu se dorește treaba asta. Eu pot să spun... De către Uniunea Europeană, poate. Eu pot să spun următorul lucru. În primul rând, noi trebuie să ne oprim cu lucrurile greșite făcute, să nu mai facem, și, doi, trebuie să luptăm pentru crearea unei independențe energetice reale a României, pentru că avem încă condiții. Dar trebuie să fim atenți. Să fim atenți cu gazul din Marea Neagră, să fim atenți cu investițiile care le facem, că treaba este în felul următor. Sigur că privatizarea este foarte bună, investițiile străine sunt foarte bune, dar nu putem da totul din mână. Pentru că sunt momente când trebuie ca statul să ia niște decizii în sprijinul populației, în sprijinul propriei economii. Iar dacă totul este la alții, ce putere mai are statul? Nu mai are nicio putere. Deci lucrurile sunt complicate, dar le-am explicat în cartea care a dat-o de trecută, criza energetică, și o să le explic în continuare. Eu atât în final pot să spun. De aceea mă uit cu plăcere la miniștrii de energie și actualul și cel care a fost și așa mai departe, dar din punctul meu de vedere mai mult se vorbește decât se face. Acum sunt un pic
nu neapărat cărcotaș, ci mocalit. Da. Data viitoare o să mă întreb care e plăcerea. Deci vă uitați la ei așa. Da. Păi sunt ministru de energie, trebuie să mă uit cu plăcere, domeniul meu. Păi eu știu, da, până da. Undeva. Asta este ultima dumneavoastră carte, da? Da, da, da. Așa, Consultoria Energetică Națională, Criza Energetică din România și lucrați acum la istoria energeticii României la Academie. Bun, mulțumesc tare, tare mult. Mi-a făcut plăcere discuția cu dumneavoastră și mult succes și putere. Mulțumesc. Că aveți o sarcină, nu-i chiar ușor să mulțumesc, faci o istorie. Mulțumesc, sarcinile trebuie duse la bun sfârșit. Așa cred eu. Da. Ne mai vedem. Mulțumesc tare mult. Mult drag. Dragi prieteni, mulțumesc tare mult dacă ne-ați urmărit-o. După masă frumoasă vă doresc în continuare. La revedere!